De pe 20 iunie, de când Curtea de Apel București a dat câștig de cauză Fundației Vierb Foten în procesul cu Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor, niciun câine fără stăpân nu mai poate fi capturat și dus în adăpost. Autoritățile sunt nevoite să respecte decizia instanței. Am fost informați că orice aplicabilitate a legii 155/2001 nu își încetează efectele, întrucât au fost suspendate normele de aplicare ale acestei legi. În ciuda numeroaselor solicitări ale cetățenilor de a ridica câinii fără stăpân de pe domeniul public, suntem în imposibilitatea de a face acest lucru, întrucât nu mai există normele de aplicare. Iubitorii de animale care au contestat în trecut capturarea câinilor de pe străzi sunt mulțumiți de decizia instanței. Consider că e o măsură bună până când cele două grupuri în care, din păcate, s-a împărțit societatea românească pro și contra animalelor fără stăpân, până când se vor armoniza părerile. Vestea că maidanezii vor rămâne pe străzi deocamdată îi înfurie însă pe ceilalți slătineni. Ei cer soluții legislative concrete care să-i scape de acest disconfort. Vă deranjează câinii maidanezi din oraș? Foarte mult. Foarte mult. Cel puțin la bloc unde stau eu sunt haite și ziua și noaptea. Dar știți că nu mai pot fi capturați pentru că legea este blocată? N-a știut. Dar să facă ceva cu ei. Să facă ceva cu ei că nu poți să treci. Sunt copiii mici care trec, să dau la ei. Și ar trebui luați de pe stradă, că e urât. Și mai ales că fac și mizerie și asta. Nu-i corect. Că legea nu mai permite capturarea lor? Uite, asta nu știu. Este adevărat, da? Păi și atunci ce facem cu ei? Îi luăm acasă? Mie una nu-mi trebuie. Acum în Curtea Căminului sunt și pe aici, printre bloc, între garaje, și sunt 6-7 câini care sar la copii. Firma de ecarisaj care are contract cu primăria Slatina a reușit să strângă în ultimele luni 600 de câini fără stăpân din oraș. Acum, cu legea blocată, autoritățile nu mai pot decât să continue campania de sterilizare a animalelor cu și fără stăpân, derulată în parteneriat cu Asociația Prietenii Noștri.